tu trăiești cel mult 100 de ani, iar stelele miliarde de ani. Ți se pare corect? Dar acesta este marele univers în care viața noastră este o sclipire într-un ocean despre care știm foarte puțin. Cât de mult trăiesc stelele? Care sunt mecanismele ce le țin în viață? De ce mor ele până la urmă? Când va muri și ultima stea în universul observabil? Cu alte cuvinte, când va fi întuneric total? Pentru 10 minute, te rog să ieși din lumea care îți umple viața și să călătorești împreună cu mine în gigantul și matusalemicul univers observabil, până când stelele lui se vor stinge și întunericul îl va cuprinde. Căci dacă timpul în care universul observabil este luminat de stele ar fi restrâns la 100.000 de ani, 100.000, viața ta ar fi doar bătaia unei secunde. Tic-tac, a trecut. Universul observabil este dat aproximativ de colecția tuturor stelelor și galaxiilor pe care le putem vedea pe cer. La ora actuală, nu știm cât de mare este universul în totalitatea lui și cât de mult trăiește. El poate fi chiar infinit de mare și trăi o infinitate de ani. Deci, dacă zic univers, te rog să înțelegi acum universul observabil. Viața universului observabil este dată de evoluția stelelor sale. Stelele se nasc, trăiesc și mor. Apoi alte stele se nasc pentru ca și ele să moară și tot așa mai departe, așa cum se întâmplă și cu viața aici pe Pământ. Destinul stelelor este hotărât de dimensiunea pe care o au la naștere. Cu cât o stea este mai mare, te aștepta poate să trăiască mai mult, dar nu. Cât steaua este mai mare, cu atât ea va arde, va fuziona mai repede și va avea o viață mai scurtă la scară cosmică. Dar viața lor este foarte lungă la scară umană. În ciuda faptului că există sute de miliarde de stele numai în Calea Lactee, majoritatea oamenilor care au trăit vreodată nu au văzut niciodată, cu ochii lor, o stea murind. Nașterea unei stele este un proces îndelungat, care începe cu un nor imens, absolut spectaculos de praf și gaze, în cea mai mare parte hidrogen, numit nebuloasă. Din pricina unor perturbații, cum ar fi explozia unei stele din vecinătate, nebuloasa poate intra în colaps gravitațional, după care începe să se rotească din ce în ce mai repede și să se aplatizeze. Cu timpul, gravitația atrage tot mai multă materie în centrul acestui disc, unde, în cele din urmă, apare un nucleu luminos, o protostea. Pot trece astfel sute de mii de ani. La un moment dat, după ce praful și gazele se risipesc, iar temperatura miezul stelei ajunge la 10 de milioane de grade Celsius, în protostea se declanșează reacțiile de fuziune, de ardere a hidrogenului, care eliberează enorme cantități de energie. Protosteaua a devenit o stea strălucitoare. Fuziunea liniștește steaua, pentru că îi aduce două forțe în echilibru. Pe de o parte este forța gravitațională a straturilor exterioare ale stelei, care apasă pe straturile interioare, atrase fiind de acestea. Pe de altă parte, nici straturile interioare nu stau liniștite. Datorită fuziunii nucleare, temperatura lor este foarte mare și emite radiații în jur. Presiunea exterioară exercitată de aceste radiații ține straturile exterioare să nu colapseze datorită gravitației. Echilibrul este stabilit. Spre sfârșitul vieții, stelele își epuizează hidrogenul din centru. Fuziunea nu mai contrabalansează greutatea stelei. Centrul cedează și colapsează, iar acolo ajunge hidrogen proaspăt. Atunci când pui paie pe foc, acesta începe să ardă, să fuzioneze și mai puternic, creând o presiune și mai mare, care învinge până la urmă gravitația. Steaua se umflă ca un balon. Picele galbene, precum soarele, devin gigante roșii, iar stelele albastre devin gigante albastre. Unele dintre ele devin chiar stele hipergigante, de mii de ori mai mari în diametru decât soarele. După o vreme, stelele gigante, umflate, își expulzează straturile exterioare, ca Babadochia. Gigantelor roșii le supraviețuiește în centru un miez mic și inert, numit pitica albă. În schimb, moartea gigantelor albastre și a unora dintre cele roșii este violentă. Straturile exterioare sunt aruncate în afară cu viteze apropiate de cea a luminii. Pentru câteva zile, luminozitatea exploziei o depășește pe cea unei galaxii. Acest fenomen se numește supernovă și este probabil printre cele mai spectaculoase din univers. În urma unei supernove, în centrul fostei stele gigant,
rămâne fie o stea neutronică, fie o gaură neagră stelară. Durata de viață a unei stele este dată deci de timpul cât arde combustibilul său nuclear în fuziune. De aceea, dacă o stea are mai mult material la început, va fi nu numai mare, dar va arde și mai repede, deoarece procesul de fuziune este mai eficient, adică stelele mari trăiesc mai puțin. Interesant este că putem estima timpul de viață al unei stele după culoarea sa, căci cu cât o stea arde mai eficient la temperaturi mai mari, cu atât culoarea sa este mai albastră. Fizică, asta se numește legea lui Wien. Practic, așa cum se vede în acest desen, stelele roșii ard la temperaturi mai mici și deci mai mult, iar cele albastre ard la temperaturi mai mari și deci au o viață mai scurtă. De exemplu, o stea asemănătoare Soarelui, care este o pitică galbenă, cu o temperatură la suprafață de 6000 de grade Kelvin, are o durată de viață totală estimată la aproximativ 12 miliarde de ani. Nu aș fi putut pregăti aceste înregistrări fără internet. Dar internetul pe care îl vedem noi nu este văzut la fel de alți locuitori ai acestei planete. Fiecare țară și are politica ei de internet. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa IP. Surfshark îți oferă, pentru un singur cont, un număr nelimitat de device-uri, făcând posibilă navigarea în siguranță pe toate site-urile de internet. Se pot astfel căuta bilete de avion și camere de hoteluri la prețuri mai mici, permițând schimbarea locației tale virtuale prin două clicuri. În plus, serviciul Surfshark One te ajută să verifici posibile breșe în timp real și să-ți protejezi identitatea privată. Vrei să vezi cum arată internetul din alte țări, cum privesc oamenii lumea din acea țară? Obține oferta exclusivă de Black Friday și până la 6 luni gratuite cu codul meu promoțional Presură și navighează pe internet ca și cum ai fi în țările respective. O stea cu o masă de 10 ori mai mare decât a Soarelui atinge la suprafață temperaturi mai mari, de 23.000 de grade Kelvin. Are o culoare albăstruie și deci o durată de viață totală mai mică, de numai câteva zeci de milioane de ani. Astfel de stele erau multe la începutul expansiunii Universului, când densitatea de materie era mai mare. La celălalt capăt se găsesc piticele roșii. Culoarea roșie le trădează temperatura scăzută, 3000 de grade Kelvin, iar gravitația lor abia dacă este în stare să declanșeze fuziunea hidrogenului. Ele ard atât de încet încât durata lor de viață depășește mii de miliarde de ani, adică trilioane de ani. Cum universul observabil are 13,8 miliarde de ani, cele mai multe pitice roșii se găsesc astăzi în copilăria lor. Piticele roșii mai au însă un motiv pentru care trăiesc mult mai mult. Spre deosebire de Soare, ele sunt complet convective. Ce înseamnă asta? Ei bine, Soarele își încetează fuziunea când se termină hidrogenul din nucleul său, chiar dacă straturile exterioare au încă hidrogen. În schimb, la piticele roșii există un proces de convecție eficient care face ca hidrogenul din straturile exterioare să fie dus încetul cu încetul în centru, în așa fel încât să fuzioneze și el. În felul acesta, spre deosebire de Soare, pitica roșie își arde și fuzionează tot hidrogenul și asta face ca vârsta ei să fie mai mare. Așa cum am spus, în practică această vârstă depășește ușor câteva trilioane de ani. De exemplu, o pitică roșie ce are 7% din masa Soarelui, puțin deci, va avea o temperatură exterioară de 2000 de grade Kelvin, iarăși puțin, emite doar 10.000 din lumina Soarelui, are o rază puțin mai mare decât dimensiunea planetei Jupiter, dar trăiește câteva zeci de trilioane de ani. La limita de jos a piticelor roșii, acolo unde acestea abia au suficient material să pornească fuziunea, stelele ard atât de mocnit încât se estimează că durata lor de viață este de 300 de trilioane de ani. Numărul de pitice roșii care se nasc scade pe măsură ce trece timpul, putem spune că undeva la 500 de trilioane de ani de acum, ultimele stele, piticele roșii, se vor stinge. Dar atenție, asta nu înseamnă neapărat că după aceea nu vor mai exista stele vizibile pe cerul nopții. Asta pentru că în univers există și stele eșuate, așa numitele pitice cenușii, dintre care multe există în sisteme binare. Piticele cenușii nu sunt stele pentru că ele nu fuzionează hidrogen în nucleul lor.
Însă atunci când două pitice cenușii, aflate într-un sistem binar, fuzionează una cu cealaltă, masa lor totală poate trece pragul de 7,6% din masa Soarelui și se va iniția fuziunea. Atunci se va naște o pitică roșie. Prin aceste câteva pitice roșii, care se vor naște când Universul va fi foarte bătrân, lumina va mai brăzda cerul chiar și peste milioane de trilioane de ani. Atunci însă spațiul va fi atât de mare, iar planetele atât de îndepărtate, încât civilizațiile se vor bate pentru singurele focuri din univers la care se vor putea încălzi. Asta dacă nu cumva, între timp, vor fi descoperit cum să meargă într-un univers paralel. Și uite că în felul ăsta, după milioane de trilioane de ani, universul va fi întunecat. Iar noi am ajuns la sfârșitul acestui video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să comentați și, dacă nu v-ați abonat, o puteți face chiar acum apăsând pe acest buton de abonare. Linkul către cărțile pe care le-am scris le găsiți în descriere. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere! Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Ține minte că ai un link în descrierea acestui videoclip care îți va oferi o ofertă exclusivă de Black Friday și până la 6 luni extra gratuite. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!